Hola, din nou. Suntem în Florența acum, în Firenze. Am ajuns și o să stăm aici câteva zile. După ce am vizitat Roma și Vatican. Și vom vedea ce vom putea vizita și pe aici. Și bineînțeles să rămâneți aproape de noi, că cine știe ce puteți vedea pe aici. Și sunt small astea, sunt small. Nu, da, au și unele big care sunt foarte, foarte mari, dar care nu, sincer, nu putem să le facem pe alea. Așa că ne-am luat astea mici ca să le gustăm pe aici, mai vedem. We'll be right back.
Bun, astăzi vrem să mergem în Pisa, că deja am ajuns în Pisa. Vrem să vizităm turnul de Pisa, bineînțeles că asta este atracția principală aici. Dar pe drum ne-am oprit și la această bisericuță catolică care este în spatele meu. Se numește Chiesa de Santa Maria de la Spina, cred că. Am venit din Florența până în Pisa un tren. Se numește Preciorosa. Și biletul a costat 9 euro de persoană și am făcut o oră până aici, deci nu este așa de foarte Pisa de Florența. Se poate ajunge destul de repede și acum mergem să vedem turul din Pisa. Bun, deci aici este Piața del Duomo, așa se numește. Vă puteți lua diverse bilete, există și bilete gratuite, dar cu biletele gratuite se pot vizita doar catedrala care este în spatele meu. În rest există tot felul de combinații de bilete cu care poți vizita și cealaltă bisericuță din spatele asta, care este în spatele meu acum. Se poate vizita și turnul, pe dinăuntru poți urca în turn, poți avea și ghid, dar noi am decis să luăm biletele astea gratuite, decât să vizităm doar catedrala din spatele meu. Să vizitați Pisa, este interesantă, are un singur punct foarte, să zic, care este Piața del Duomo. Aici puteți să vizitați două catedrale, este și un muzeu și bineînțeles și turnul din Pisa. Am făcut un timelapse în care puteți vedea catedrala din Pisa. Acum am dat înapoi pe străzile din Florența. O să vrem să vizităm catedrala Santa Maria de la din Firenze. Vrem să vizităm catedrala Santa Maria del Fiore, muzeul del Duomo și bineînțeles muzeul interactiv Leonardo da Vinci. Dar înainte de toate, haideți să ascultăm puțin din această muzică stradală pe care o găsești aproape la tot pasul în toate piețele din Florența.
ajuns și la muzeul Leonardo da Vinci interactiv. De ce spuneți interactiv? Ei, fiindcă aici sunt foarte multe invenții create, bineînțeles, nu neapărat de el, ci sunt create de alți oameni după schițele lui, pentru a ne ajuta pe noi să interacționăm cu viziunile lui, cu creațiile lui în sine. Intrarea la muzeu a fost în jur de 8 euro de persoană și vreau să spun că merită să intrați, să îl vedeți și mai ales să vă jucați cu toate invențiile acelea de acolo. Am reușit să mergem și la Catedrala Santa Maria del Fiore. Am dat 15 euro pe un bilet. Ideea că ar trebui să vă luați biletele din timp, că altfel cam greu le găsiți. Așteptați la coadă. Și așteptați, da, și așteptați foarte mult la coadă și sunt foarte multe cozi așa aici, în zonele astea de vizitat. Bun, ce am vrut să zic e că e o catedrală foarte impresionantă, la fel ca și cea din Vatican, San Pietro. Și asta este foarte interesantă, are o arhitectură foarte frumoasă și bineînțeles că am vizitat și un muzeu, muzeul în care... Muzeul de opera, de opera. Da, este un muzeu în care găsiți multe sculpturi în moz, Sculpturi înascentiste. da, înascentiste, dar și sculptate în piatră și în marmură, care sunt foarte frumoase de pe vremea romanilor. Și este un muzeu foarte fain amenajat și merită văzut. O chestie interesantă care mi s-a părut la Catedrala Santa Maria del Fiore e că cupola a fost creată de un arhitect numit Filippo Brunelleschi, după care Michelangelo s-a inspirat și o mers și a făcut la Vatican o cupolă asemănătoare la Catedrala San Pietro. Deci cupola de la Vatican, de la Catedrala San Pietro, este o cupolă asemănătoare inspirată din cea din Firenze, de la Catedrala Santa Maria del Fiore. Thank you.
Magistretul care a apărut și în, într-o secvență în Harry Potter. Spune că dacă bagi o monedă pe gura lui și pică jos, poți să spui dorință și dorința să se îndeplinește. Bun, haideți să facem o recapitulare scurtă despre Firenze. Aici am văzut multe chestii interesante, mai ales parte de arhitectură a orașului, care mi se pare mult mai interesantă decât și mult mai frumoasă decât cea din Roma, spre exemplu. Toate străzile sunt așa îngustuțe, să zic. Pe aici, prin Firenze, am văzut, sincer, foarte mulți care se plimbă cu scutere, motoare, motociclete, chestii de genul ăsta, față de Roma, unde erau mult mai puțini în zona respectivă, unde am stat noi. Aici sunt foarte mulți de genul ăsta. Chestii de călătorie, autobuz sau chestii de genul ăsta nu am luat, fiindcă orașul e destul de mic și noi am stat cam în centru, să zic, aproximativ. Și cam toate sunt în zona asta centrală. Biserici, catedrale, muzee, toate sunt în zona asta. Deci nu am călătorit cu autobuzul aici, ca să zic că cam care ar fi prețul unui bilet sau ceva de genul. Ce am vizitat noi aici a fost catedrala Santa Maria del Fiore, care e o catedrală impresionantă, după cum ați văzut și în video și în imagine prezentate. E o catedrală imensă din punctul meu de vedere și foarte frumoasă. Și tot în biletul care l-am luat pentru catedrala aceasta să o vizităm, am reușit să vizităm, am putut vizita de și muzeul Opera del Muzeum sau ceva de genul ăsta. O să las în descriere și numele muzeului. Muzeul respectiv a fost super frumos. Deci am fost la, cred că, cel mai frumos muzeu de până acum la care a fost eu, mă refer în numele meu aici. Este un muzeu cu foarte multe chestii sculptate în marmură, în piatră, de tot felul de statui, uși de la tot felul de catedrale, dar totodată este un muzeu impresionant tocmai fiindcă se prezintă multe chestii în muzeul respectiv, nu numai, să zic, nu numai despre statui sau despre pictură. Este, de asemenea, se consideră muzeul Santa Maria del Fiore, fiindcă la ultimul nivel, muzeul respectiv este pe mai multe nivele, pe mai multe etaje, și la ultimul etaj se prezintă și povestea catedralei respective. O chestie interesantă care am descoperit-o și care am mai zis-o și în și mai devreme, cupola acestei catedrale a fost făcută de un arhitect de aici din Italia, dar nu mai știu cum se numea respectivul, l-am salvat undeva, probabil o să-l pun în descriere mai jos, dar partea interesantă e că Michelangelo s-a inspirat de această arhitectură, prin această arhitectură s-a inspirat și o mers a făcut la Vatican, în Roma, a făcut cupola catedralei San Pietro, care și catedrala respectivă este foarte frumoasă și imensă și respectiva catedrală. Ideea că dacă vreți să veniți aici să vizitați catedrale și să stați așa pe îndelete să le vizitați, vă trebuie câteva zile, fiindcă altfel trece doar cu vederea picturile și mergeți foarte rapid și nu reușiți să le ingerați, să zic așa, pendelete, toate detaliile respective. Nici noi nu am reușit să le facem toate pe pendelete, dar ideea că ne-am dat seama că ne-ar trebui mai mult timp ca să stăm să facem, să vizităm chestiile astea așa ușor și să înțelegem bine toate treburile. Noi, pe unde am luat așa bilete, am luat și am mers fără ghid turistic, adică nu ne povestim nimeni istoria, ci pur și simplu am intrat noi și am căutat detalii, poate despre ceva chestie care am găsit în muzeu sau în catedrala respectivă, ne-am căutat pe net informațiile respective. Bun, ce am mai vizitat? Am mai vizitat catedrala Santa Maria Novella, care și aceasta este o catedrală foarte impresionantă, se află aproape de
gara centrală din Firenze de aici. Este o catedrală foarte frumoasă, tot acolo înăuntru este și un muzeu. Ce-am mai rămas impresionat, cumva uimit de faptul că în catedralele de aici, din Italia, ei au în catedrale locuri și morminte unde au corpuri, corpuri ale preoților, după cum ați văzut și în Vatican. În catedrala San Pietro sunt îngropați papii, printre care au, bineînțeles, la subsol, unde este frumos amenajat. Din păcate n-am putut să filmăm acolo, fiindcă nu a dat voie, dar în subsolul catedralei este un loc foarte frumos amenajat, în care sunt îngropați respectivii. Nu se vede niciun corp acolo sau ceva, dar sunt mormintele papilor. Și bineînțeles și o listă cu toți papii care au fost și au trecut pe acolo. Dar în catedrala în sine din San Pietro, din Vatican, chiar se văd în anumite puncte ale catedralei, am văzut cel puțin doi papi. Papa care o trecut, deci papa anteriorul și anteriorul anteriorului. Acolo și vreau să zic că mi se păreau că prezervați foarte, foarte bine și nu am rămas așa puțin uimit de cât de bine sunt prezervați, deși totuși mi se pare și ciudat ca într-o biserică, într-o catedrală să fie afișate în fața publicului corpurile unor oameni morți, să zic așa. Dar a fost interesant, a fost o experiență interesantă. La fel și aici, în Catedrala Santa Maria del Fiore, cred că am văzut și aici un corp, într-un mormânt. Dar, lăsând asta deoparte, e o catedrală foarte, foarte frumoasă. Cea mai vizitată a fost muzeul Leonardo da Vinci, muzeul interactiv Leonardo da Vinci. De ce interactiv? Tocmai fiindcă acolo sunt create în miniatură, să zicem așa, unele și altele la scara normală, niște creații și invenții de ale lui da Vinci. Și vreau să zic că am rămas impresionat de câte chestii a putut să creeze omul acesta prin anii 1500, pe vremea când au trăit el, dacă țin bine minte anii, cred că 1500 pe atunci. Dar vreau să zic că e foarte interesant, foarte interesant să vezi cât de multe chestii au creat. Faptul că poți să le folosești tu chiar în muzeu, adică să te duci la ele, să încerci să vezi cum merg, cum funcționează mecanismele respective, pentru că ai voie să le atingi, să te joci cu ele, să zic așa. O idee pe care vreau să mai zic e că trebuie să vă luați bilete din timp, cel mai bine. Aici nu trebuie neapărat să vă luați cum a fost în Roma, de exemplu la Coloseu, unde trebuia să-ți iei cu mult timp în urmă. Aici poți să-ți iei chiar cu o zi înainte, dar ideea să-ți iei, fiindcă altfel stai mult la cozi și așa stai mult la cozi, pentru că biletele sunt în clădiri diferite, unde poți să-ți le iei la unele intrări. Dar sunt în clădiri diferite unde stai și acolo la coadă, plus că trebuie să te duci să stai la coadă și, de exemplu, când am fost la Catedrala Santa Maria del Fiore și acolo am stat și la coadă și la bilete și la intrare. Nu am stat foarte mult, dar în jur de vreo 10 minute la fiecare am stat. De aici, din Firenze, puteți ajunge în Pisa cu trenul, cam într-o oră. Puteți să vă luați bilet atât din gară cât și de pe internet, și cam o oră durează de aici, din Firenze până în Pisa. Am zis să mergem și acolo că era destul de aproape de noi și am vrut să vedem și noi turnul din Pisa, bineînțeles, și ce mai era pe acolo. Pot să zic că n-am rămas foarte impresionat neapărat de toate chestiile de acolo, fiindcă mă așteptam cumva la turnul din Pisa să fie mai mare decât l-am văzut. Iar dacă ajungeți acolo, să știți că puteți vizita catedrala principală, o puteți vizita gratuit, dar trebuie să vă luați bilete, totuși, pentru că la intrare se scanează acele bilete.
probabil pentru statisticile lor, să vadă câți oameni au intrat în catedrala respectivă. Iar pentru restul sunt chestii combinate, puteți să vă luați bilete combinate, să invitați atât să intrați în turn, să urcați până în vârful turnului și de acolo să vedeți priveliștea. Mai sunt muzee de vizitat acolo, noi nu le-am vizitat pentru că nu, iar în turn nu ne-am urcat, cu cel puțin eu nu sunt prieten cu înălțimile respective. Tot în Pisa am vizitat și o grădină botanică, făinuță, pot să zic, frumușică, dar o meritat. Are destul de multă verdeață acolo și se poate vizita așa, să nu o ratați, adică chiar este în drum spre centrul Pisei, ca să zic așa, unde se găsește și turnul și catedralele. Și cred că se merită să intrați, am dat, cred că în jur de 10 euro pe două bilete, intrarea. O altă chestie legată de mâncare. Mâncare, bun, aici e o chestie importantă, zic eu, pentru că în momentul în care ajungi în oraș și nu îți place niciun timp de mâncare, noi cel puțin suntem destul de gurmanți și să zic așa și ne place să ne integrăm cu cultura lor culinară, pentru noi e importantă treaba asta, așa că pot să vă zic aici două restaurante chiar în Firenze care au fost destul de bune. Unul se numește Oliviero și celălalt se numește Il Ricetario sau ceva de genul. O să las în descriere și denumirile restaurantelor. Atenție la faptul că unele restaurante, dacă vreți doar să beți, nu vă lasă. Unele restaurante, chiar dacă au și băutură și mâncare și voi vreți să beți, nu o să puteți bea. Trebuie să comandați și mâncare. Deci trebuie să mă interesați de asta la început. A doua chestie e să fiți atenți, pentru că pe unele meniuri la restaurante scriu undeva jos în mic, chiar mic, în josul meniului că ei iau și taxă de masă. Deci cumva că tu mergi și rezervi masa respectivă, ei îți iau o taxă și taxa asta e în funcție de fiecare restaurant. Nu toate au, dar de asta am zis să fiți atenți când mergeți, pentru că noi când am mers, de exemplu, la Oliviero, unde mâncarea a fost foarte bună, servirea foarte bună, atmosfera excelentă, dar pe bun mi s-a pus o taxă de masă pe care, bineînțeles, n-am văzut-o înainte. Taxa de masă a fost de 7 euro, deci a fost destul de mult din punctul meu de vedere. Nici nu așteptam și nici nu mă gândeam că ar exista o taxă de masă. La unele restaurante sunt adăugate pe bonul chiar și bacșișul, la unele nu. La unele nu s-a adăugat nici bacșișul și nici taxa de masă. Deci, ca și idee, când mergeți la restaurant, uitați-vă eventual dacă vă permiteți taxa de masă sau dacă are taxa de masă și vă permiteți să puteți să stați acolo, dacă nu, să mergeți într-un alt loc. A doua chestie este cafeaua. Dacă vreți să beți cafea, de exemplu, aici în Italia, aveți grijă dacă cereți, să zic, un cafea sau ceva de genul ăsta, atunci eu să vă dea un espresso, așa că cel mai probabil să specificați că vreți poate un cappuccino sau o cafea cu lapte sau ce altceva mai au ei în meniu. Și a doua chestie e să aveți grijă pe unde mergeți la cafea, fiindcă sunt restaurante și localuri care sunt aproape de punctele turistice unde au cafea foarte scumpă, adică poate ajunge o cafea și la 8 euro un cappuccino, ceea ce nu se merită, pentru că nu se merită o cafea atât de mult. Și sunt cafenele care sunt un pic mai departe de centrele astea turistice și care sunt frumos amenajate și au cafea și bună și cafea în jur de 1 euro jumate. Vreau să zic că prețurile la mâncare și cafea și băutură de aici din restaurante sunt mult mai mari decât prețurile din Roma. Aici sunt foarte multe localuri unde am găsit mâncare foarte scumpă, cafea foarte scumpă, până și taxa de masă, care în Roma, de exemplu, nu am găsit așa ceva. Am mai fost și la un podulez care se numește Ponte Vecchio, care am chiar făcut și un short, mi se pare, cu
Montevecchio și am pus și o postare pe YouTube cu acesta. Este un pod care se crede că ar data de pe vremea romanilor, dar care au suferit modificări anii ce au urmat de la diversi oameni cu putere de aici din zonă. Dar vreau să zic că ce e interesant e că este un pod cu magazine pe el, adică pe podul nu prea găsești magazine. Se consideră că pe vremea aceea se făcea comerț pe poduri, fiindcă erau niște adică era un drum pe care toată lumea trebuia să îl folosească ca să traverseze dintr-o parte într-alta a orașului și atunci aveau magazine plasate pentru a face un comerț mult mai bun și să aibă un rulaj mai mare pe la produsele respective. Și acum sunt magazine deschise acolo, puteți să mergeți, este interesant așa, nu neapărat, nu știu ce de văzut, dar e interesant fiindcă cred că e singurul pod care l-am văzut, care are magazine pe el și case și chestii de genul ăsta. Diferența între Firenze și Roma este că în Firenze aici sunt foarte multe mâncăruri care au la bază carne, de vită, de porc, pui, față de Roma, unde găsești foarte multe produse în restaurant care legate de paste, care erau cu mai puțină carne, nu erau toate cu carne, iar tot așa în Roma găseam multe, deci în Roma am mâncat foarte gnocchi foarte buni, am mâncat și pește, iar aici am mâncat și pește bun, dar sunt multe produse care au la bază carne, frituri, chestii de genul ăsta, sau paste care au tot felul de sosuri cu carne tocată prin ele. Deci cam asta e diferența între la mâncăruri, ca să zic așa, între ei. Și o altă chestie, gelateria, vreau să vă zic de gelato. Mâncați gelato aici, foarte bun. Se spune că de aici ar fi luat naștere rețeta de gelato, cu mult timp în urmă. Apoi s-au răspândit în toată Italia. Sincer, față de Roma, gelato de aici îl găsești la fiecare colț de stradă. Dar ca și cafeaua, e foarte scump. În zonele unde găsești gelaterii și găsești și chestii de vizitat, gen catedrala, de exemplu, Santa Maria del Fiore, dacă mergeți foarte aproape de catedrală și găsiți ceva gelaterie, s-ar putea să fie foarte scump, așa că eu zic să mergeți undeva mai la câteva străduțe departare, că sigur găsiți, pentru că e plin de e plin orașul de, și centrul respectiv de gelaterii. Să mergeți să vă luați, fiindcă, de exemplu, ca să vă zic așa un exemplu, aici aproape de Catedrala Santa Maria del Fiore, am găsit câteva gelaterii care dădea pur și simplu o cupă, adică un bol din acel de înghețată, cu 7 euro, ceea ce e mega scump. Și în gelaterie unde poți să te duci să-ți iei 3 cupe respective, care sunt la fel de mari și credeți-mă că aici în Firenze italienii când pun înghețată, îți pun în păhărelul acela sau în cornet, îți îndeasă foarte mult înghețată acolo, ca să ai să mănânci. Poți să iei 3 cupe respective, la cea mai ieftină am luat-o la 4,50 euro sau la 5 euro, deci dacă și e foarte bună, deci căutați bine, nu vă grăbiți să vă înfigeți la prima gelaterie care o găsiți, pentru că eu zic că merită să încercați când vreți să mâncați 3 cupe de înghețată cu 5 euro, e super și vă și săturați și este și bună, mai ales pe căldură aici e super bună. Cam asta am vrut să vă zic, dacă v-a plăcut și chiar dacă nu v-a plăcut, dați acolo un like, un comment, scrieți ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Vreau să știu și eu dacă voi ați fost pe aici prin Firenze, dacă ați fost ce ați vizitat. Noi, sincer, am mai ratat aici niște chestii de vizitat sau nu neapărat am ratat, ci pur și simplu n-am mai avut vreme să le vizităm. Și abonați-vă dacă n-ați făcut-o, share-uiți mai departe acest conținut cu prietenii voștri, cu familia, cu cine vreți voi și pe data viitoare. Ciao!